Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou episod din Car Parking Roleplay. Astăzi o să facem un mic retarel aici cu Marc. Hai că mic retarel. Cu Marius și cu Ștefan. Salut. De la Craiova. De la Craiova, zi eu știu ceva. Da, ți-ar sta bine ideea, să facem. Așa, avem aici una bucată în 4 cu numere de arges. Bă, ia filmează un pic aici, Gram, filmează un pic aici la mine. Ia. Hai aici la mine. Băieți, am cumpărat acest Lamborghini, o să vedeți. Tați-mă un pic ca să le prezint mașinile la băieți. Avem aici una bucată în 4 BMW în 4 cu numere de arges. Un RS5 frumos nou-nouț, un Lamborghini Huracan frumos nou-nouț. Mus aici numere de fabrică și pe acest RS5 frumos tot de fabrică și un frumos M5 frumos M5 aici, un N cum era, mă, E39 și o să mergem frumos cu Lamborghini și cu Audi să luăm ceva de la benzinărie, pentru că na, aici la Brașov suntem un pic mai săraci, n-avem magazine, așa că o să punem pauză un pic și revenim. Bun, fraților, hai să mergem să cumpărăm ceva de făcut grătar. Am așezat și aici GoPro-ul. Uite acolo în oglindă pe Marcu Lamborghini-ul. Am un pic de ciudă pe el, dar audio ăsta e super, super bun, plană. Ne băgăm aici. Hai să ne băgăm măleacă, îi dăm măleacă în goarnă. Să sară pistoanele. De aici în dreapta cu Marius. Fie treaba. Mergem, cumpărăm ceva și na. De la benzinărie, pentru că na, la benzinărie avem doar la benzinărie, hai că am zis benzinărie. Aolo. De prea multe ori. Hai să ne și dăm jos, o să iau eu GoPro în mână și o să revenim. Bun, fraților, hai să vedem ce luăm. Bă, ce luăm, mă? Auzi, Gram, pleacă niște mici, niște pulpe, niște broscoi. Păi, hai să luăm și ceva. Hai să luăm și ceva suc. Ștefan, ia niște roșii castraveți. Hai să luăm și ceva suc. Uite, hai că iau și eu. Patrick, tu ia niște, tu caută un oțet, Marius. Caută oțet. Bă, în seara asta nu știu, dar stăm, cred că stăm toată noaptea acolo și facem un grătarel, așa că să luăm două pachetele de cafea. Așa. Bă, iau pâine, dacă este pâine. Ia știu, vreo 10 pâini. Hai că dau eu banii, nu e problemă. Dau eu. Ce sucuri beți? Cola, Fanta, Sprite? Am luat eu Fanta, că îmi place mai mult Fanta. Am luat eu Fanta de zi de struguri. Am luat eu două pachetele de cafea. Și muștar, ați luat muștar? Păi nu am găsit. Eu caut aici, deci bă, hai să luăm niște pâine, roșii. Pâine. Am luat eu 10 pâine. Așa, o să iau dacă niște... Iau gram, câte miciuri să iau? Gram, câte casele mici să iau? Nu știu, ia 3. Iau 3. Așa, fraților, hai. Bă, hai să luăm niște roșii. Grampule. Niște picioare de broască, vrei? Nu! Am luat mici. Gata, Gram. Bă, hai să luăm, hai să facem și o salată. Niște roșii, niște castraveți. Am luat deja toate. Deci pâine, cafea am luat. Așa. Cărbui. Păi, tu știi pe unde sunt pe aici. Da, ați luat că luau lemne din pădure. Da, mă, da, că eu am lemne în pădure acolo, că am mare pădure acolo. Luăm și lemne, da. Auzi, băiatul ăsta face bășici de la topor. Hei. Pui omul să facă treabă. Luăm două. Bă, da, hai să luăm și ceva băutură ca lumea, mă. Da, energiza Red Bull. Energiza, nu, bă, hai să luăm, nu, și noi.
2 lăzi de bere. Haide, haide. Da, fraților, o să stăm să plătim. Pe nu că bag eu la mine. Fraților, o să stau să o să ții mă unul repede până acasă, să-mi iau mașina mea. Că... Lasă-mă că am eu loc în a mea. Bă, am eu loc în a mea. Bă. Ai loc? Da. Fraților, o să stăm să nu plătești banchetele, mă. Gata, montaj din gură. O să stăm să plătim marfa, produsele și o să revenim. Bun, fraților, am plătit și produsele, le-am băgat la mine în propagaj pentru că la Mark și-a luat Lamborghini, el are motorul în spate și na, nu e loc la el în propagaj acolo în față, așa că am zis, hai să pătăm la mine, dar hai că nu e ceva de pătat la mine, nu e problemă, se spală, se curăță, vine că n-am interior alb, ia uite-l pe ăsta, da, așa că dacă bag și o leacă mâna în ea. Așa, fraților, bă, eu zic că merită să facem un mic grătărel pentru mașinile noi și că s-a mutat, avem 4 persoane aici în cartier la mine. Bine că au vândut vecinii casele, le avem și pe Ștefan la noi aici și pe... Hai da, băi! Și pe Ștefan și pe Marius și pe... Na, și poate să mai mute careva, nu se știe. Bă, da, eu unde o mai bag dacă tu mă autești tu, frate? Îmi bagi acolo. Unde, dacă tu ai parcat-o în lateral? Aha, hai cu lasa ce? Așa, fraților, bă. Ce părere aveți, mă, despre audio-ul ăsta? Cărăm și produse cu el? Oprește mașina, oprește motorul. Lasă-mi așa. Fraților, nu știu, ne băgăm... Da, mă, da, e nenorocire cu el. Bă, ia stați așa, mă, că aveam și-o pe aici ceva. Bă, dacă spate. Deschid eu acum capota aia, veniți aici. Da, mă, da, e în power, da. Să laudă că e în patra lui, de-aia lasă-mi cum ești nebun la cap. Bă, las și fum după gătărelul ăsta de moliniuță. Bă, care vrea, mă, să dea o tură? Bă, care vrea să dea o tură cu bicicleta? Nu știu, am primit-o și eu, dar la bunicu, ce vrei? Bă, grab, hai să zicem gretarul, bă, hai să zicem gretarul, hai. Duceți-l voi, mă, că eu mai filmez pe aici, o să fie blană. Sau închidem episodul aici. Poți să pun, bă, grab, poți să pun un pic de poză la vlog. Bine, hai. Bun, fraților, am aprins și focul acolo, am pus băieții ăsta, grătarul, carnea. Bă, dăm miciu și carnea, dăm carnea. Din propagaj acolo, mă. Aoleu. Bă, dar nu veniți așa, că eu sunt pregătarul, nu veniți așa, da? E surpriză. Da, mă, da, bine. Bă, da, dar mie, bă, mie nu mi-a spus unde v-ați muta, mă, care e casa voastră? Asta roșie e a mea. Asta roșie e a mea. Și care e a voastră? Pregătarule, du-te la grătar. Care? Care asta? De ce, mă? De ce ți-ai luat skin? De ce ți-ai luat skin? Bă, băieți, aduceți o farfurie sau ceva, bă, alo, o farfurie, careva. Ia-mi un porpăgaj acolo. Cam scumpă pentru cum arată, dar na. Dar fii atent ce facem. Dacă nu mâncăm în Lamborghini, fii atent, mâncăm pe capota lui Lamborghini. Hai, mă, tu fă acolo, lasă-mă aici să discut și eu. Na. Eu îl știu pe vecinul ăsta, era un vecin de treabă, nu pot să zic că... Dar e blană casa, nu pot să zici că... Da, după ce i-am zis că este cam scump, a zis că iau de acum, iai mofturi. Da, știu, vecinul ăsta era un pic cam așa, cam bulache. Haideți la masă, băieți. Bă, fraților, o să închidem aici clipul, ăsta a fost grătărelul, o să mai filmăm. Eu am fost de gran și o să ne vedem data viitoare, fraților, pa, pa.